Vineri între orele 10:00-20:00, temporar vântul va avea intensificări locale în Moldova și Muntenia, unde vor fi rafale de peste 55-65 km/h. La altitudini mari în Carpații meridionali și orientali, rafalele vor depăși 90-100 km/h. Intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi pe arii restrânse și în restul țării, cu viteze de 50-55 km/h. Zonele vizate sunt capitala și județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba și Caraș-Severin.